Bine ați revenit! Să ne amintim cum sună întrebarea la care trebuie să vă dau răspunsul azi. Să considerăm că cineva alege 5 locuri de pe pământ, absolut cum vrea și unde vrea. Ele pot fi pe uscat, pe apă, pe gheață, la munte, la câmpie, n-are importanță. Sunt 5 locuri ale căror poziții pot fi determinate prin coordonatele lor, adică prin latitudine și longitudine. Asta înseamnă că le putem considera 5 puncte pe suprafața Pământului. Și întrebarea este următoarea. Se vor găsi întotdeauna măcar 4 din cele 5 puncte alese într-o emisferă? Nu mă refer la emisfera nordică sau emisfera sudică. Mă refer la o emisferă pe care o alegem noi. Așa că pot formula întrebarea și altfel. Fiind date 5 puncte pe glob, putem alege întotdeauna o emisferă în așa fel încât ea să conțină cel puțin 4 din cele 5 puncte? Într-adevăr, există o demonstrație foarte simplă pentru faptul că, da, întotdeauna se poate alege o emisferă care să conțină cel puțin 4 din cele 5 puncte. Vă rog să priviți această sferă. Aleg pe ea 5 puncte. Puteți vedea doar 2 dintre ele, cele notate cu A și B. Celelalte 3 sunt în partea pe care n-o vedem, a sferei. Acest lucru, după cum veți vedea, n-are importanță, ba mai mult, poate părea ciudat, dar faptul că vedem doar 2 din cele 5 puncte, nu numai că nu face demonstrația mai grea, ci dimpotrivă o face mai simplă. Putem duce un cerc pe suprafața sferei care trece prin punctele A și B și împarte sfera, suprafața sferei, în 2 emisfere. Avem acum 2 emisfere, să le spunem emisfera întunecoasă, cea de sub punctele A și B, și emisfera luminoasă, cea de deasupra lor. Vă amintiți că cercul care desparte emisferele aparține ambelor emisfere. Deci punctele A și B, deoarece se găsesc pe acest cerc, aparțin și ele ambelor emisfere. Și acum să ne gândim cum pot fi distribuite celelalte 3 puncte, cele pe care nu le vedem. Există doar 2 distribuții posibile. Prima este cea în care toate 3 se găsesc în aceeași emisferă. Adică fie toate 3 în emisfera luminoasă, fie toate 3 în emisfera întunecoasă. Și în acest caz, o emisferă va conține toate cele 5 puncte. Deci chiar mai mult decât 4, câte vrem noi să conțină. A doua distribuție posibilă este cea în care 2 puncte se găsesc într-o emisferă și unul în cealaltă. În acest caz, o emisferă va conține doar un punct, dar cealaltă va conține 4. Așa că în ambele distribuții posibile este satisfăcută condiția, cerința, ca una dintre emisfere să conțină cel puțin 4 din cele 5 puncte. Deci dacă avem 5 puncte pe o sferă, putem întotdeauna alege o emisferă care să conțină 4 din cele 5 puncte. Deși credeam că găsirea demonstrației simple pe care v-am prezentat-o va fi mai grea, au fost mai mulți cei care au găsit-o decât mă așteptam. Felicitări! Întrebarea de azi are legătură cu distanțele trecute pe indicatoarele de orientare de pe autostrăzi sau pe bornele kilometrice de pe altfel de drumuri. Pe o autostradă cu trafic redus, un autoturism se deplasează folosind tempomatul, deci cu viteză constantă, intervale lungi de timp. Traficul redus îi permite șoferului să păstreze viteza pe intervale mari de timp. Și într-un astfel de interval de deplasare cu viteză constantă, șoferul observă la un moment dat un indicator de orientare pe care este trecută printre altele și distanța până la ieșirea de pe autostradă care îl interesează pe el, cea pe care urmează să-și continue drumul. Distanța este scrisă cu 3 cifre, deci are forma ABC. După 25 de minute de mers,
îi atrage atenția faptul că observă pe un alt indicator distanța până la aceeași ieșire, exprimată de data asta prin două cifre, și anume prin prima și ultima cifră din distanța pe care o văzuse inițial, dar acum scrise în ordine inversă, adică CA. Și după încă 25 de minute, șoferul vede din nou un indicator pe care distanța până la ieșire este exprimată prin aceleași două cifre, dar de data asta în ordinea în care apăreau în prima distanță, cea scrisă cu trei cifre, deci distanța este exprimată acum printr-un număr care are forma AC. Știind toate astea, puteți spune 1. Cât mai are de mers până la ieșire? Câți kilometri mai trebuie să facă până la ieșire? Și 2. Pe ce viteză este setat tempomatul? Mulțumesc pentru atenție. Pe săptămâna viitoare!